La jumătatea lunii aprilie sunteți așteptați să luați parte la cea de-a cincea ediție a Târgului de Turism Județean, denumit Expo Vacanța 2012, care va avea loc în premieră la Palatul Culturii din Ploiești. Aici, potențialii turiști vor fi ispitiți în alegerea destinației de vacanță cu oferte care mai de care mai avantajoase. Există două feluri de avantaje financiare. Pe de o parte, vacanțele în rate, de multe ori și cu ajutorul unei instituții bancare care oferă astfel de carduri de vacanțe în rate, partenerii noștri, iar pe de altă parte vacanțe cu reduceri. Suntem în plină campanie de oferte de înscrieri timpurii, ceea ce înseamnă până la 30% reducere pentru vacanțele achiziționate acum, în perioada martie-aprilie, și urmate de oferte speciale de tipul mini prețuri de vacanță, litoralul pentru toți, o săptămână la munte, hai la băi. Și pentru perioada de vârf a sezonului cald, clienții au parte de oferte avantajoase. Pentru perioada de vârf de sezon, servicii suplimentare incluse în preț față de oferta standard, de exemplu, supliment la masă, ai cumpărat un sejur la mare, să zicem, cu 5 nopți de cazare și demi-pensiune sau pensiune completă, primești în plus fie o cină gratuită, fie vin la masă, fie valoric, un supliment de care poți să-ți cumperi ceea ce dorești. Expo Vacanța se va desfășura în perioada 19-21 aprilie la Ploiești.